Pentru remedierea unei avarii survenite astăzi la conducta de alimentare cu apă cu diametrul de 150 de milimetri la intersecția străzilor Căiuți cu Zorelelor din municipiul Constanța, s-a impus restricționarea traficului auto pe tronsonul cuprins de străzile Căiuți și Zorelelor cu sensul de mers către complexul comercial Faleză Nord în intervalul orar 8:30-14. Pentru efectuarea reparației, zona menționată a fost împrejmuită și semnalizată corespunzător, iar pentru fluidizarea traficului a fost anunțată și poliția locală. Regia cere scuze participanților la trafic din zona respectivă și îi asigură că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru remedierea avariei într-un timp cât mai scurt. Abonații de servicii nu sunt afectați de această lucrare, întrucât echipele Raja Constanța încearcă să efectueze reparațiile cu conducta sub presiune.